Întâmplările din ultima perioadă au făcut ca managerul Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung să renunțe la funcție. Preotul Ștefan Ștefănescu a hotărât să se retragă în urma descinderii primarului Elena Lasconi împreună cu jurnaliști de la un post de televiziune național. Acuzațiile aduse atunci l-au făcut pe părinte să lase locul liber după o activitate de 23 de ani în slujba culturii mușelene. Este o hotărâre pe care noi nu avem menirea să o comentăm, însă trebuie spus că în acești ani, Biblioteca Municipală din Câmpulung a fost dotată cu un volum impresionant de cărți. S-a reușit, prin anumite programe, digitalizarea întregii biblioteci, și cu toate că oamenii nu au mai fost atrași ca până acum de carte, s-a reușit aducerea acestora la descoperirea plăcerii lecturii. Aici au fost organizate atât lansări de carte, expoziții tematice, cât și activități cu tinerii, în special cu școlile, pentru a atrage copiii la deprinderea lecturii. Retragerea preotului Ștefan Ștefănescu din funcția de manager vine într-o perioadă destul de grea pentru cultura mușceleană. Din cauza restricțiilor cauzate de pandemie, această instituție a ținut permanent legătura cu oamenii de cultură și cu publicul. Este greu de anticipat ce se va întâmpla în continuare în această instituție de cultură. însă dacă ușa bibliotecii va fi închisă, capii municipiului Câmpulung trebuie să dea niște răspunsuri.